Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Și cu Duhul tău. Fraților și surorilor, suntem adunați aici în spirit de credință și dorim ca prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria să adresăm rugăciunile noastre Domnului pentru țara noastră, pentru poporul nostru, pentru conducătorii patriei noastre și pentru toți cetățenii țării, pentru ca toți să contribuim la propășirea și bunăstarea poporului nostru. Împreună îți cerem ție, Doamne, să ne dăruiești pace, liniște, libertate, prosperitate și bună înțelegere. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște pe pășuni verzi, mă conduce la ape de odihnă, îmi înviorează sufletul. Mă călăuzește pe cărări drepte de dragul numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine, toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Tu pregătești masă pentru mine în fața dușmanilor mei, înunci capul cu unt de lemn și paharul meu e plin de sere varsă. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele. Și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeule, Împăratul împăraților și Domnul domnilor, cu adâncă umilință Te rugăm. Binevoiește a veghea cu grijă la destinul poporului nostru și a-l călăuzi la fericire. Te rugăm, ascultă-ne! Binevoiește a ocroti libertatea și unitatea poporului nostru și a feri inimile cetățenilor noștri de ură, invidie și dezbinare. Te rugăm, ascultă-ne! Binevoiește a-i dărui poporului nostru pacea Ta, a-l ajuta să progreseze pe calea voită de Tine și a dărui conducătorilor noștri înțelepciunea și bunătatea Ta. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule, Părinte atotputernic, în mâna Ta sunt popoarele și conducătorii lor. Te rugăm, privește cu bunăvoință spre poporul nostru și călăuzește-l spre pace și mântuire, prin Hristos Domnul nostru. Amin.